zgomot, haos, confuzie, minciuni pe care le credem cu așa de mare ușurință, uitând cine suntem cu adevărat. Ne conturăm imaginea prin ceea ce avem, prin ceea ce facem și prin relațiile în care suntem implicate. Dar cine are de fapt autoritatea de a ne defini? Este momentul să-ți reamintești că porți în tine o identitate nobilă și sacră o identitate care nu este definită de standardele lumii, ci de cuvintele însuși creatorului tău, ale regelui lumii. El te privește chiar acum și îți spune, tu ești fica mea, așa că plină de credință, plină de încredere, trăind în această identitate, vei primi puterea de a străluci în locul tău unii, să fii o lumină pentru lumea aceasta în care ai fost pusă și pentru acest timp special. bine binecuvântată să fiu aici um, și mă bucur pentru fiecare din voi, pentru că știu sigur în inima mea că Dumnezeu are ceva, spune cu mine ceva, ceva pentru fiecare intim, um, ceva unic în funcție de nevoia noastră. Și să știți că tema asta, cum am mai spus de câteva ori, Ficele Regelui, este o temă incredibilă, pentru că cel puțin patru conferințe de femei au aproape aceeași temă, au același titlu. În conferința noastră strălucește, este uh, o frumoasă coroană. Și uh, zilele trecute mi-a trimis uh, o fată din echipa mea de organizare și zice, nu-ți vine să crezi, Joyce Meyer organizează o conferință de femei cu aceeași temă. Și am zis, Doamne, tu ai ceva să ne zici, ai ceva să ne spui, ai ceva prețios pentru inimile noastre. Și eu fac o rugăciune înainte de orice mesaj, pentru că eu am nevoie de ea și cred că fiecare, și dacă sunteți în acord cu mine, haideți să facem o rugăciune inspirată din FSM în care îi cerem lui Dumnezeu revelație. Cine de aici știe că Dumnezeu doar se revelează? El nu poate fi cunoscut fără revelație. Fără, poți să citești Biblia, poți să asculți multe lucruri, dacă el nu ți se revelează, tu nu apuci să-l cunoști. Așa că toată lumea de aici care e, are revelația lui Dumnezeu e foarte bine cuvântată. Și cred că noi am, am avut o inimă sinceră când l-am căutat pe Dumnezeu. Așa că haideți dacă, dacă vrei poți să pui o mână pe inimă și una să o spre cer. Cum te simți tu? Dar te rog spune cu mine, Tată din ceruri, te rog să-mi dai un duc de înțelepciune ca să te cunosc mai bine. Deschide ochii minții mele ca să pot vedea bogăția și promisiunile tale. Deschide ochii inimii mele ca să pot vedea moștenirea și puterea pe care Duhul Sfânt le pune în viața mea. În numele Lui Isus. Amin, amin, amin. Titlul ăsta și tema asta e atât de bogată, așa amplă, bogată, plină, nici nu știi ce să alegi, practic. Mi-am dat seama că fiicele regelui cuprinde toată viața noastră de pe pământ. Mă înțelegeți? De când pornim până la final este despre a fi fiicele regelui. Și nici nu știu ce să alegi. Am zis, Doamne, să vorbesc despre identitate, să vorbesc despre cum ne calificăm să fim fiice, să vorbesc despre ce înseamnă, cum ne simțim ca fiice, despre identitatea noastră, despre responsabilitățile noastre. Doamne, despre ce? Pentru că e așa de mult. Vorbesc prea repede? Să-mi faceți așa semn. Las-o moale. Suntem atât de binecuvântate ca Dumnezeu să ne transmită un mesaj și sper ca mesajul de astăzi să pună prima cărămidă la ce va fi, pentru că știu că astăzi va fi o cărămidă după cărămidă și va fi gata construcția asta, partea asta din construcția noastră va fi gata mai târziu. Amin? E așa de important. Acum aș vrea să spun ceva. Când te gândești la cuvântul datorie, la ce te gândești? Noi femeile avem o senzație că suntem datoare să facem ceva tot timpul. Avem o datorie. Avem o datorie să ne demonstrăm. Dar nu avem nicio datorie să... Nu avem datoria să ne demonstrăm nimănui. Nu avem datoria să ne comparăm, nu avem datoria să ne analizăm, nu avem datoria să impresionăm pe cineva sau pe Dumnezeu sau să câștigăm favoarea cuiva sau lui Dumnezeu. Nu avem aceste datorii. Avem o singură datorie, de fapt, sunt două datorii, dar eu zic o datorie dublă, care se găsește în două versete și spune așa. Prea iubitelor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu, astfel, cât de astfel? Până la moarte astfel, până la jerfă astfel, până la biciuire astfel, până la schingiuire astfel, până la umilire, până la opresare, până la tot ce a existat la cruce, dacă astfel ne-a iubit Isus, Dumnezeu, atunci și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Și în Roman 15 spune, spre a fi un slujitor al lui Hristos Isus, pentru neamuri, în datoria preoțească, adică noi toți, din unul Petru, da, suntem toți preoți și un neam ales, de a vesti Evanghelia lui Dumnezeu, astfel încât neamurile să fie o jertfă plăcută, sfințită de Duhul Sfânt. Datoria mea și a Ta este una dublă. De a iubi și de a duce vestea bună mai departe. De a iubi și de a duce vestea bună mai departe. De ce iubim? Pentru că întâi am fost iubite. De ce ducem mai departe? Din datorie, nu. Pentru că am primit ceva atât de valoros încât nu poți să -ți ții doar pentru tine, pentru că strigă sufletul din tine către alte persoane care merg înspre pierzare. Și nu poți să -ți ții pentru tine ce ai primit. E așa de important. Sunt astea trei lucruri extrem de valoroase pentru noi. Dragoste, acceptare și valoare. Fiecare om care se naște pe pământ, doar trei nevoi are. Doar aceste trei, dragoste, acceptare și valoare. Și pe toate le împlinește Dumnezeu. Eu nu pot să-mi iau dragostea dintr-un om, dintr-o persoană, nu pot să-mi iau dragostea din, sau valoarea din ce fac sau ce știu, nu pot să-mi iau uh, acceptarea din felul în care sunt, perfectă-imperfectă. Aceste trei valori le luăm doar din Hristos și de acolo încolo pornim. Aș vrea să fie acesta un adevăr de bază. De la asta pornim. Eu sunt iubită, ești iubită de Dumnezeu, ești acceptată, ești valoroasă. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Nu trebuie să faci nimic să impresionezi pe cineva. Din păcate știu că așa e. Deci, dacă tu ai crescut fără dorința de a, știu eu, de a-l impresiona pe tatăl tău, sau poate n-ai avut tată, dar ai vrut să-ți impresionezi iubitul, sau știu eu, cercul în care ai trăit, ai crescut, cam toate avem aceeași dorință de a impresiona pe cineva, de ce? Ca să fim iubite, ca să fim acceptate, ca să fim valoroase, să ne simțim bine. E adevărat? Și așa multe greșeli facem când suntem așa. Așa de multe greșeli. Dar Dumnezeu ne spune astăzi eu te împlinesc, eu te iubesc, eu te accept așa cum ești. Și toate de aici și toate orice femeie care se adaugă Împărăției Lui Hristos și când zic se adaugă Împărăției Lui Hristos mă refer la se naște din nou. Pentru că nu este despre a merge într-un loc. Nu este de a bifa. Am fost la biserică astăzi. Doamne, cred că ai luat cunoștință de asta. Dumnezeu nu adună toate prezențele noastre. Nu le pontează. Noi suntem în împărăție când ne naștem din nou. Și asta trebuie să-i ceri dacă tu nu ești sigură. Doamne, naște-mă din nou. Duhule Sfânt, naște-mă din nou. Doar atunci ești fică. Și de atunci începe ceva. Spune cu mine călătorie. Călătorie, noi mergem, noi nu suntem ca și cum... Acum, e adevărat că sunt uh, două filozofii uh, în lume despre istorie. Sunt pesimiștii care spun, ok, istoria este ceva ce merge în cerc. Noi doar în cerc ne învârtim, cum e Schopenhauer și mai știu eu nici ce și mai zis. Istoria e în cerc. Alții spun, nu, istoria este... Optimiștii spun, istoria pleacă dintr-un punct și ajunge într-un alt punct. Platon spune asta. Noi nu suntem pe o linie. Dar ce spune Biblia? Biblia spune că suntem amândouă. Suntem și ciclic dacă citim în în... în um, cartea de înțelepciune. Cum? Nu proverbe. Următoarea. Eclesiastul. Dacă citim în Eclesiastul, vedem cum spune Biblia că toate au fost și vor mai fi. Dar în același timp, Biblia spune că noi ne îndreptăm spre ceva. Noi nu suntem la întâmplare, nu suntem așa niște accidente genetice, suntem efectiv alese de Dumnezeu, suntem aleși de Dumnezeu pentru a face călătoria asta, împreună. Și fiecare dintre noi, indiferent, poate ești într-un loc bun acum, poate ești într-un loc de siguranță, poate ești într-un loc de creștere, poate ești într-un loc de durere. Poate ai o dezamăgire, poate, știu eu, o suferi, poate nu înțelegi de ce se întâmplă ceva. Vreau să zic că nu vei rămâne acolo. Nimeni nu rămâne în același loc. Suntem într-o permanentă mișcare și schimbare. Poate ești într-un loc bun și vreau să zic bravo ție, dar se poate fi mai bine. E adevărat? Vei crește. Dorința lui Dumnezeu este să creștem. Am mai auzit faze de genul ăsta, după un bine vine un rău. Nu le-ai citit tu asta în Biblie. După un bine vine un și mai mare bine. Spune că binecuvântarea nu e urmată de nicio nenorocire. Așa spune Biblia. Că o binecuvântare nu e urmată de o nenorocire. Așa trebuie să. Așa scrie, așa credem, amin. Așa că în orice loc ești, tu evoluezi. Tu mergi mai departe. Evoluezi, amin. E foarte important să înțelegem asta. Apropo de. de. Farta cu schimbarea. Acum câteva săptămâni. A, am uitat să le prezint pe fetele, pe copiii mei. <gânghe> Vreau să vă spun, și dacă încep să plâng, vă rog să-mi iertați, pentru că de câte ori mă gândesc la ele, încep să plâng, pentru că sunt uimită de ce poate să facă Dumnezeu un dublu miracol în condițiile în care, natural, științific, medicinal, din orice punct de vedere, eu nu puteam să am copii. Dar Dumnezeu, pentru că încăpățânata de mine n-a acceptat niciodată altceva, Doamne, eu nu, nu, pot să suport. Eu așa vorbesc cu Dumnezeu, tată. așa. Doamne, eu nu pot să suport ca tatăl meu să moară nemântuit. Și după 30 de ani în care mama mea s-a rugat și nu s-a întâmplat nimic, Dumnezeu a făcut miracolul. Eu a zis, nu suport. Mă înțelegi? Nu suport să n-am copii, Doamne. Nu mă interesează ce statistici sunt. Nu mă interesează ce spune cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Tu ai ultimul cuvânt. Și după un an și ceva, de că, aproape doi ani de căznicie, au venit miracolul. Două diferite, ca să fie una ca mine, una ca Marin. Dar suntem așa, cumva... Vreți să vă ricați picioare? Dacă nu, nu, că după aceea mă, mă bateți după ce mă <laughs> Sofia și Alanis. Le zic așa, pentru că Sofia e mai mare cu 5 minute ca Alanis. De fapt, vreau să zic aici despre Alanis, că la un moment dat, acum câteva săptămâni, zice, mami, vreau să fac o schimbare în camera mea. Mă gândeam, doamne, să nu-mi ceară bani am zis, dacă e fără bani, fă-o. și am zis, nu vreau să mut ceva mobil. Am zis, ok, mă așteptam să mă cheme și pe mine, să mă implice în acest proces ca să direcționez lucrurile cu dorința mea de a controla. Dar ea, singur, când mă cheamă, mami, mami, vin o să vezi. nu, cred. Că n-am auzit nimic se întâmple ceva. Când m-am dus, era totul schimbat. Patul în altă parte, biroul, efectiv, era altă cameră. Deci eu am zis, wow, arată mult mai bine. Și ea zice, nu? Și zic eu, da, chiar mai bine. Și la un moment dat, se pune așa pe pat și cu două lacrimi așa în colțul ochilor zice Mami, mi-e așa de dor de vechea mea cameră. <laughs> am zis, nu cred, acum 5 minute ai schimbat, cum să-ți fie dor? Cum să-ți fie dor dacă acum e mai bine? Uneori schimbarea ne sperie, deși e exact ce avem nevoie. Când trebuie să crești și să te întinzi, te sperie că te întinzi, dar e exact ce vrea Dumnezeu pentru tine. Spune cu mine, eu nu mă tem. Și avem acest. Și vreau să citesc din. Ăsta, de fapt, e versetul meu de bază, din 2 Corinteni 6, care spune așa: Eu voi fi tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele. Zice Domnul Atotputernic. Parcă n-am văzut niciodată cuvântul ăsta Atotputernic până acum, de câte ori am citit versetul ăsta. Vedeți, când Dumnezeu ne zice că noi suntem fiicele Lui, ne zice din postura de Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu are multe atribute, aturi, atribute, are atribute naturale, vreo cinci, are atribute morale, trei. De ce n a zis Dumnezeul atotcunoscător, atotștiutor sau veșnic sau imoabil sau știu eu, sfânt sau orice alt lucru? Dumnezeu vrea să ne transmită ceva. Dumnezeul care a creat întreg universul, care poate totul, a decis, ca tu și cu mine să fim fiice. Acel Dumnezeu, a tot puternic, a decis ca noi să fim fiicele Lui, asta înseamnă că nimic nu poate schimba. Nimic nu poate interfera cu voia Lui. Nimic nu poate adăuga sau scoate din voia Lui. Amin? E așa de important să înțelegem lucrul ăsta. Acum, că tot vorbim de traseul ăsta dintr-un punct în altul, vreau să înțelegem ceva, că e și mai și. Că nu doar că mergi dintr-un punct în altul în existența ta de creștină, de fică. Alergi. Acum vreau să vă zic, mie nu-mi place deloc să alerg. De fapt, mie nu -mi place nimic să fac fizic. Nu-mi place deloc niciun sport. Îmi place să mănânc. Aș putea să-l numesc ăsta sport, că e un efort, nu? Frigider, tărădă, tără, tărădă. Tără. Îmi place să mănânc pe ascuns. Voi, voi n zis nimic? Toți timpul când mănânc ceva, acum știți. Mănânc înainte să vină fetele acasă. Și când deschid frigiderul. Mami, unde e mâncarea? Acolo. Brânză, iaurt, chestii de astea Asta nu e mâncare. E frigiderul gol, dar e plin. E gol, gol, gol. Pentru că nu e ceea ce vrem. Dar vreau să vă spun un lucru. În, 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 ale, în mersul nostru înspre a fi mai bune, înspre a desăvârșire vor... E un termen mare, nu trebuie să ne sperie. Desăvârșire, perfecțiune. Noi mergem înspre desăvârșirea noastră interioară, dar nu mergând așa ușor. Pavel spune despre o alergare, despre un premiu. Și acolo nu e vorba de premiu mântuirii. Nu. Aici vorbește unei comunități care e deja născută din nou. Este despre ceea ce tu ai primit, despre moștenirea ta, despre cine ești, și cine vei deveni, și ce vei face pentru Dumnezeu. Și poate vor fi unii pe margine și vor zice: ce transpirați sunt ăștia. Ce e apucat de lucrează atât? Ce e apucat de să fac atâtea conferințe? Ce e apucat de să fac atâtea evenimente la biserică? Vreau să vă spun un lucru. Acei oameni n-au premiu. N-au premiu. Și vreau să, să vă spun trei adevăruri inspirate din Cuvântul lui Dumnezeu, inspirate de trei femei din Biblie care mie mi-au marcat viața. De acum 20, 25 de ani, de când am devenit creștină, mi-au marcat viața și prima este Ruth. Ruth a trăit în 1300 înainte de Hristos, dar ca să știm ceva despre Ruth, trebuie să știm ceva despre Naomi. Naomi era o mamă și soție care a decis în timpul unei foamete. Familia ei era în Israel. Și a decis să treacă Iordanul, așa să vă imagine cu mine, Israel, Iordan, Moab. Acum este tot Iordan, țara Iordan. A decis să treacă din Israel, a trecut Iordanul în țara Moabului, pentru că era foamete. A emigrat. Era să zic migrat, dar migrat e să pleci în masă. Poate au plecat în masă fiind, nu știu, Poate fiind uh, foamete, poate au plecat mai mulți. Dar ea s-a stabilit în țara Moabului, unde era bine, e ciudat că e bine, că acum e secetă. Acum ei iau uh, lucruri de la Israel și iau apă și iau tot ce le trebuie pentru că e o țară aridă, dar atunci așa era. Era cu mâncare. Și se stabilește acolo, își face o viață, fie ei, doi fii un soț, se căsătoresc acolo și intervine rud. Acum vreau să vă imaginați asta. Ceva despre evrei fantastic e că ei niciodată nu renunță la tradiția lor, ei niciodată nu renunță la cultura lor religioasă, ei niciodată nu renunță la nimic. Ei nu vor să te convertească pe tine, n-au nicio treabă cu tine, dar ei păstrează bine ceea lor. Nu își doresc ca cineva să devină ca ei, dar își păstrează cu strictețe. Și așa să vă imaginați că nici când erau persecuțiile, că știm, persecuțiile au început din timpul lui Nero, din anul 60, și creștinii au fost persecutați maxim. Maxim. După Isus, 60, până în 313, maxim până la Constantin. Dar credeți că biserica a fost opresată? Nu. A crescut, a crescut, a crescut. Pe măsură ce erau mai opresați și mai prigoniți, ei creșteau. N-aveau nicio frică de moarte. Pe unii, dacă citiți istoria asta biblică, pe unii prezbiteri, episcopii și tot pastori, înseamnă același lucru, asta e cam același lucru, îi convingeau să nu meargă. Să nu meargă pe stră, să nu meargă la vedere, să nu fie luați, luați pentru că ei nu aveau nicio frică de moarte. Știau că merg sus. Dar în acele acele uh, timpuri de, de prigoană, în care fiecare împărat care a venit pe rând, tot mai strict, tot mai dur, și alegeau anumite religii păgâne lor, să te închin împăratului și lor, uh, evreii n-au avut nicio treabă. Pe ei nimeni nu i-a obligat la nimic. Erau ca și cum din altă lume. Ei erau un segment acceptat. Numai Dumnezeu putea să facă așa ceva. Imaginați-vă acum familia lui Naomi în Moab cu Ruth, care nu era din cultura evreiască. Ruth a trebuit să lase tot. Să lase idolii, idolii ei, să lase cultura ei, ce-a învățat în familia ei. Știți, cu toți, cu toți eu am auzit credință strămoșească. A auzit cineva asta? Credința noastră strămoșească e Asta. Când îl cunoști pe Dumnezeu, credința ta vine în momentul ăla în viața ta. Și eu cred că Ruth a avut momentul ăla în care și-a dat seama, mă, ăsta e Dumnezeul adevărat. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Vreau și eu să am acest Dumnezeu. Și a intrat într-o familie în care cu adevărat era Dumnezeu, o familie care, în care valorile poate erau altfel, ea le-a îmbrățișat și a mers înainte cu ele. Doar că, Știți când se întâmplă ceva de genul nu credeam că mi se întâmplă mie? Ați fost vreodată în situația asta? Mă, nu, nu mă gândeam. N-am crezut că mi se întâmplă mie. Era în situația în care îi moare soțul. Și sigur s-a gândit nu credeam că mi se întâmplă mie. Și apoi moare soțul. Cum n ei? Cred că și ea a zis măi, nu credeam că mi se întâmplă mie. Și apoi moare soțul lui Naomi. Adică socrul ei. Și Naomi cred că a zis nu credeam că mi se întâmplă mie primești un rezultat de la medic și zici, mă, nu vine să cred că se e diagnosticul meu. Nu am crezut că mi se întâmplă mie. Sau rămâi fără bani. Măi, ieri aveam, ieri nu aveam nicio problemă financiară. Cum de am azi? Ni se întâmplă lucruri și nu te gândești că ți se pot întâmpla ție. Avem momentul ăla în care și um, cred că pot să o înțeleg cel mai bine pe rut dintre toate aceste femei pentru că am fost exact în situația ei. Aveam 25 de ani, eram căsătorită cu um, prima mea iubire, băiatul din liceu. Eu m-am întrăgostit mai târziu, aveam aproape 18 ani. Prima mea iubire, uh, eram, am dat totul, fără, cum ziceam, fără niciun as în mână, că zicem noi. Am dat totul um, și la un moment dat, era septembrie, și prietenul lui cel mai bun mă sună și îmi zice, uite, poți să ieși puțin. Am zis, mă, ceva grav s-a întâmplat. Um, am coborât și mi-a zis așa. Știu că sunt prietenul lui, cel mai bun, dar nu mai suport să văd ce-ți face ție, pentru că te știu pe tine. El te înșală și își bate joc de viața ta. Am crezut. În primul rând, am crezut că minte. Am crezut că vrea ceva de la mine. Nu am crezut că e posibil. Adică, nu am crezut. Scenariul ăsta nu era în mintea mea. A zis, nu cred așa ceva. Am crezut așa că se desface pământul în două și mă înghite. Întreaga mea ființă era absorbită de disperare. O disperare pe care n-am cunoscut-o până atunci. După o lună, trăiesc cea mai teribilă noapte din viața mea, în care am albit. Aș fi ca o bunică acum, dacă aș fi usit. Nu că nu doresc să fiu bunică. Repede. Rapid. <laughs> După 18 ani puteți. Dar momentul ăla am aflat că prim, primul meu soț era mort. Plecase, era... Petrecuse noaptea împreună cu prietenul lui cel mai bun și împreună cu amantele lor într-un club. Și au intrat într-un pom. Amândoi au murit, ele au supraviețuit. Te gândești, mă, nu cred, mă, nu cred nu cred că mi se întâmplă mie. Adică am auzit eu pe aia care îmi zicea un liceu, prima iubire nu ține, prima iubire nu știu cum, n-am acceptat nimic din toate variantele astea. Și cu toate astea mi se întâmplă mie. Ma, Doamne, cu ce am greșit? Doamne, ce am făcut? De ce merit eu asta? Eu am dat totul, am fost sinceră. -ră -ră -ră. Argumente și argumente. Dacă l-am văzut, l-am văzut întins, m am zis, nu cred că viața e doar atât. Eu nu cred. N-am cum. Nu cred că suntem creați pentru a fi atât de puțin pe pământ, cum zic eu, că e doar o liniuță. Vedeți cum suntem? Suntem o carcasă în care există un spirit. Când spiritul a plecat, carcasa a căzut. E așa de important să înțelegem adevărul ăsta. Pentru că de acolo încolo plecăm. Și în 10 ani mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut uh, mama, mi-am pierdut tata, ca Naomi. În 10 ani s -au, s au murit și trei bărbați. Și se, treze, se trezește Naomi cu, cu, cu Ruth, că merg înapoi, trec Iordanul uh, și merg înapoi în, uh, în Israel Și ajunge Naomi, uh, Ruth, dragă de ea, uh, smerită, sinceră, iubitoare de Dumnezeu. Ajunge din cea care a fost binecuvântată de cei care lăsau spice pe teren pentru ea. Pentru că stăpânul terenului le-a zis slujitorilor, când adunați, mai lăsați așa din spice pe tarla, zicem noi, ca să adune și ele să aibă ce să mănânce. Și din cea care primea bunăvoința slujilor, Rut ajunge cea care dă bunăvoință pentru că devine stăpâna acelui teren. Devine stăpâna acelei moșii. Mă înțelegeți cum, e, cum face Dumnezeu lucrurile? Indiferent prin ce treci, vreau să știi acest adevăr. Ficele Regelui au o moștenire. Și moștenirea, dacă nu se lucrează, se cheltuie. Dacă nu investești, dacă nu omulțești, dacă nu faci ceva cu ea, o pești. Așa de important să înțelegem acest adevăr. Și poate te gândești, mă, care e moștenirea mea? Cine de aici vrea să știe care e moștenirea ei de la Dumnezeu? Mm. Toată lumea. Nu văd pe niciuna din voi. Văd doar primul rând, dar e ok. Am doar o lentilă și e greu. Am... e o muncă întreagă. Mie mi o oră să-mi pun două lentile. Vreau să spun un lucru. Dacă vrei să știi care e moștenirea ta, privește la tine și vezi ce a pus Dumnezeu în tine. A pus talent, sigur a pus talent pentru ceva, a pus o abilitate. Noi numim asta darurile tatălui, cele cu care te naști, talentele și abilitățile cu care te naști și îți vin ușor și natural să le faci. Chiar te bucură. Uiți că le faci așa de mult te bucură. Acele lucruri sunt moștenirea ta. Poate darurile Duhului Sfânt, darurile Tatălui, darurile Duhului Sfânt, darurile lui Isus, poate un, un, un um, știu eu, un dar de a vorbi cu oamenii, de a evangeliza, zicem, nu? De a aduce vestea bună, poate un dar de a învăța pe alții, poate să deschizi un grup mic și înveți alte femei să facă binele. Indiferent cine ești, Dumnezeu a pus în tine moștenirea. Și tu pe aia o lucrezi. Acea moștenire o lucrezi. E foarte important să înțelegem asta. Nu ne comparăm, nu ne analizăm uh, prin comparație. Ne gândim, Doamne, care e designul meu interior? Pentru că acel design interior e moștenirea pe care Tu mi-o dai. Și eu o multiplic. Eu nu mă îngrop talanții. Eu vreau să-i multiplic. Am un tablou în birou meu că, în care scrie așa, când voi pleca din această lume, nu vreau să rămână niciun dar pe care mi l-a dat Dumnezeu nefolosit. Amin? Dacă vrei, poți să faci asta Haideți să dăm slav lui Dumnezeu. Poți să faci asta pentru tine. Nu lăsa niciun talent ne, nemulțit, nemultiplicat. Ne Al doilea lucru pe care îl învăț eu. Deci, primul, care este? Ficele Regelui au o moștenire. Și vreau să citesc, înainte să trec la doilea lucru, că îmi scapă acest verset din Coloseni, spune așa, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Vedeți, pentru oameni am face ca să avem acceptare, valoare și uh, iubire. Dar noi deja le avem. Noi deja suntem întregi. Nu mai avem nevoie de acceptare, valoare și iubire de la oameni. Faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, știind că veți primi ca răsplată moștenirea de la Domnul voi slujiți Domnului Hristos. Știți ce ne șoptește rut așa de peste timp? De peste timp la noi, la Dumnezeu e o linie dreaptă, la el, este supratemporal. La El nu există timp, spațiu, nu depinde de nimic. E totul la fel. Rut cu mine e în același timp la El. Rut cu tine e în același timp. Tu ai o moștenire, ea are o moștenire. Să nu uităm că din Rut a venit Isus Hristos dintr-o străină. Știți ce ne șoptește rut așa de peste timp, în timpul nostru? Când îi cer lucruri mari lui Dumnezeu, îi faci un compliment. Indiferent cât de mari sunt lucrurile pe care îi le ceri și dacă îi le ceri cu sinceritate pentru împărăția lui, el îți va da mai mult decât ceri. Pentru că e tatăl. El este tatăl. El nu se supără dacă zici, Doamne, vreau să-mi lucrez moștenirea, vreau să-mi dezvolt darul, vreau să investesc în oameni, nu vreau să trăiesc doar pentru mine, nu vreau să trăiesc în cultura asta de consum și de a avea mai mult pentru mine, de a mă demonstra pe mine, nu, Doamne, eu vreau să trăiesc în cultura Ta de a da. Doamne, eu vreau să dau. Amin? Eu cred că biserica asta nu e e producătoare, amin? Nu doar. Aleluia. Al doilea lucru pe care le învăț în Biblie este faptul că regele, fiicele regelui luptă cu curaj. Acum te gândești, mă, dacă e luptă, trebuie să fie curaj? Cam da. Dar totdeauna, dacă, dacă ești în situația cu bancul ăsta, nu știu, poate știți bancul ăsta, dar vi zic oricum pentru cine nu știe. Era un tip care dădea o petrecere acasă la el foarte bogat și s-a gândit să fie așa mai fan și distractiv, își pune un crocodil în piscină și zice celui care reușește să sară și să nu fie mâncat de crocodil și ajunge în cealaltă parte, o să-i oferă un milion de dolari. Mai în secunda zero, înainte să termine de vorbit, cineva sare și ajunge imediat dincolo. Și o să rămâne șocat. Mă, dar cum ai reușit? Nimeni n-a reușit până acum. Și el zice, nu știu cum am reușit, dar vreau să știu cine m-a împins. Uneori, suntem în situația asta că nu avem curaj înainte, dar dacă suntem în situația în care e nevoie de curaj, îl folosim când avem ce face. E adevărat? Adrenalina aia din... Dacă ești mămică, cine te-ai ce mămică? Mă, eu mă transform. Mă transform dacă fetele sunt în pericol. Nu uit că sunt creștină. Am ajuns la acel nivel spiritual. Dar mă transform, o că iese de acolo și luptă, și luptă. Trebuie să ai curaj să mustri demonii, trebuie să ai curaj să, la locul tău de muncă, de fapt, te gândești, mă, eu nu sunt într-o luptă, ce curaj am nevoie? Ai nevoie acolo unde ești, la școală ai nevoie de curaj, unde muncești ai nevoie de curaj, în familia ta ai nevoie de curaj, oriunde ești ai nevoie de curaj, ce curaj? De curajul de a face binele. Pentru că niciun rău nu poate fi învins cu un rău mai mare. Biblia spune că orice rău e învins doar cu bine. Și îți trebuie curaj să faci un bine. În ziua de azi îți trebuie curaj. E așa de important să înțelegem asta. În 2 Timotei spune așa, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică. Acum spune lui Atena asta că tremura acum 5 minute, nu? Ci de putere, de dragoste și de înțelepciune. Revin la te simți iubită. Valoarea ta e dată de Hristos, de preț. Valoare. Ce înseamnă valoare? Cum știi că ceva e valoros? În funcție de prețul pe care plătești, nu? Poate să fie valoros și fără să plătești un preț mare. Dar nu e valoros, pentru că prețul dă valoarea. Cât plătești, dacă vrei să știi cât de valoroasă ești, uite de la sângele lui Isus și vezi valorezi sânge de Dumnezeu. Și când tu te simți iubită, puterea și înțelepciunea vin în viața ta. Iar în Galaten 4 spune, iar pentru că voi sunteți fii, și aici termenul din greacă nu e de fii, e și de fi, și fiice împreună, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, Duh care strigă aba, adică Tată. Curajul meu și curajul tău vine din cine ești. Nu din ce știi să faci. Vreau să clarific asta. Dacă vreodată ai un îndemn să faci ceva sau un lider de al tău zice, uite, fă cu tare lucru, uite, văd în tine cu tare lucru. Eu și Marina avem uh, acest defect că vedem în oameni lucruri pe care ei nu le văd. Dar asta de la Marini se trage, că și el a văzut în mine ce eu n-am văzut și am luptat cu el pentru că n-am văzut vreo doi ani de zile ne-a zis, nu cred că am darul ăla, tu nu vezi că eu nu deschid gura. Deci oprește-te, nu mai insista. Tu, tu, ai un dar de învățătură. Nu am, ți se pare. Nu e adevărat. Eu eram așa, în așa fel, încât puteam să știu la școală orice. Când am venit la facultate în București, am făcut 5 ani aici, știam toate răspunsurile. Niciodată n-am ridicat mâna. Pentru <laughs> că nu vreau să vorbesc. Aveam așa o frică să vorbesc, de incredibilă. Și îi spuneam soțului meu, cred că ți se pare, cred că doar ai nevoie de mine. Și chiar am zis odată, măi, eu știu tu de ce te-ai căsătorit cu mine, tu aveai nevoie de mine. Și el zice, nu tu, pentru că erai frumoasă, ok, las altă. Știu, eu acum văd. <laughs> Trebuie să-mi zice de la început. <laughs> Uneori oamenii vin și ne zic, uite, văd în tine potențialul ăsta. Și ne speriem. De ce? Pentru că nu știm. Dar revin la ce vreau să zic. Curajul nu vine din ce știi, nu vine din ce te pricepi să faci. Vine din cine ești. Și tu ești acelui care spune eu sunt. Așa se prezintă Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Atât, fără nume. Tu ești fica celui ce spune eu sunt, ceea ce înseamnă că tu ești. Tot curajul tău în fiecare luptă, de zi cu zi, vine din cine știi că ești. Tu e a lui Hristos și ești fica lui. Amin? Haideți să dăm slavă lui Dumnezeu. Pe mine mă înfioară și mă pătrunde adevărul ăsta. E fantastic să știu că sunt fica lui Dumnezeu. Dar cine sunt eu să fiu? Cine ești tu să fii? Sunt cine, spune El. Nu-i despre noi. Așa că nu te gândi că nu știi să faci un lucru sau nu ești potrivită sau nu ai făcut niciodată sau nu ai experiență sau ai... Poți să fie reversul, poți să ai o vastă experiență, poți să ai expertiză în orice lucru. Vreau să spun un lucru, valoarea ta nu e de acolo, Valoarea ta nu-i din frumusețe, valoarea ta nu-i din ce știi, valoarea ta nu-i din câți bani ai. Valoarea ta e din Hristos. Amin? Oricând, fără bani, cu bani, cu riduri, fără riduri, cu soț, fără soț, indiferent cine ești, valoarea ta e din Hristos. Amin? E foarte important. Um... Fetele a avut uh, săptămâna trecută au avut predare. Ele sunt în clasa 11-a la liceu pedagogic fix, unde ne-am dorit noi să avem. Apropo de asta, o simt să fac o mică paranteză. Dacă ești mamă și îți dorești ceva pentru copiii tăi, roagă-te de pe acum. Dacă ești necăsătorită și îți dorești ceva pentru viața ta, roagă-te pentru acum, de pe acum pentru soțul tău. Dacă ești soție și vrei să faci ceva, roagă-te și vizualizează când te rogi vizualizarea e limbajul Duhului Sfânt. Știu că atunci am rugat când ele erau prin clasa 7, a 8 a și am zis, Doamne, eu îmi doresc ca ele să ajungă la pedagogic. E al treilea, să zic, liceu din oraș, ca nivel academic, dar n-am vrut la primele două, că e teribil, ca și anturaj. Și am zis, Doamne, ferește. Am vrut acolo la pedagogic și când mă rugam odată, după ce am insistat, am insistat, Dumnezeu v a zis, lasă-mă în pace, îți dau o viziune ca să termin cu tine. Și am văzut două scaune goale și am auzit o voce care a zis, asta e locul lor, îl păstrez pentru ele. Și asta a fost tot. Nu m-am mai rugat de -asă. Și așa a fost. Dumnezeu exact așa a făcut cum am, cum am cerut. Asta a fost voia Lui. Dar o să zic că au avut predare miercuri. Și ziceau, mami, nu știu, e predare la ăștia de clasa 4, ăștia sunt foarte deștepți. Dacă nu știu ce să zic, dacă sunt în situația, una predată engleză și una română, zic, dacă nu știu ce și-am zis tu, ia gândiți-vă așa, voi, dacă intrați în clasa aia gândindu-vă că e clasa al cuiva, că era, era altă învățătoare acolo, ele sunt în practică, atunci automat tu ți-ai pierdut curajul. Tu când intri în clasa aia, trebuie să gândești, asta e clasa mea. Când Dumnezeu îți dă un lucru de făcut ca și fică și ca prințesă, vreau să știi că e proprietatea ta. Îți aparține. Tu nu ești intrusă, tu nu ești ilegal, ilicit în locul ăla? Tu nu faci o slujire de orice fel fără să fii mandatată de proprietar. Și El ți-a dat în stăpânire, ți-a dat curajul, ți-a dat puterea, ți-a dat tot ce ai nevoie. Face sens pentru cineva asta? Aleluia! Debora. Debora este a doua persoană. Ai să zic personaj, dar nu-i personaj, că dacă era personaj era dintr-o poveste, era să istorie. A doua persoană care mă inspiră foarte mult. Ea a trăit în 1200, vedeți cum mergem de la 1300 spre 0, în ordine crescătoare, deși pare invers. Deborah a fost al patrulea judecător de când au fost inventați judecătorii. E foarte interesant cum o femeie în cultura aia ajunge să fie judecător, da? În 1200 înainte de Hristos. Doamne, unde erau bărbații? Nu? Te întrebi? Mă... Știm noi că nu erau foarte. Uh, nu au fost niciodată evrei. Um, mm, să, să zic cuvântul la misogim. Mm -hmm, mm. Asta două lucruri lucru pe care le. eu le urăsc, misogin și feminist. Astea două le urăsc foarte tare. Niciuna nu ne face cinste. Uh, dar e, este Deborah, care e și căsătorită și este război. Deborah mai era și profetesă, mai era și consilier politic și judecător, da? Deci ea decidea ce, ce făceau judecătorii. Nu exista împărat în vremea aia. De ce nu exista împărat? Pentru că Dumnezeu nu vroia ca poporul să aibă împărat. Dumnezeu vroia ca el să fie împăratul. Dar evrei, după ce au avut judecători, au zis, nu, vrem să fim și noi ca celelalte neamuri, vrem și noi un împărat. atunci l-au primit pe Saul și a început dezastru. Știți de ce, o altă parte. de ce Dumnezeu nu a vrut ca poporul Israel să aibă împărat? Pentru că nu vroia să aibă armată. Pentru că dacă avea armată, armata câștiga. Așa cu Dumnezeu, Dumnezeu câștiga. Dependența noastră nu trebuie să fie de ce avem, de aturi și de abilități, trebuie să fie de Dumnezeu. Și Deborah era al patrulea judecător, vine, sunt invadați, trebuie să se lupte și soțul ei zice, care era și generalul armatei, îi zice, dacă tu nu vii cu mine, nu merg nici eu. Și a zis, ok, dar dacă câștig eu, eu mi-au luat da, nu tu. Merg împreună. El nu merge așa cum... A, poate ar trebui să zic contextul. Vedeți, în perioada aia se întâmpla ceva. Oamenii nu mai priveau spre Dumnezeu. E cam ca acum. Oamenii nu privesc spre Dumnezeu, spre ajutor. Privesc la prieteni pentru ajutor, privesc la finanțe, privesc la joburi, la influență, la putere. Cam așa erau ei. Și au luat ochii. Când îți iei ochii de la Dumnezeu, Îți pierde și îți se pierde curajul spiritual. Nu mai aveau curaj. Erau așa într-o într comoditate, într-o procrastinare, probabil că amânau lucrurile, se gândeau a, nu mă duc azi la biserică, a, nu mă rog azi, azi, nu citesc cuvântul. Și atât de mult au făcut asta încât au început să culeagă lașitatea. Se zice că în cam 30 de zile, dacă nu citești cuvântul, dacă nu, te simți tot mai slab. Ceea ce înseamnă că dacă acum 30 de zile eu am citit Cuvântul și l-am înțeles, mă ajută astăzi, dar mâine am nevoie. Mă înțelegeți? E important să punem în noi Cuvântul lui Dumnezeu, să punem puterea lui, să punem revelația lui, pentru că de acolo ne luăm curajul. Din prezența lui. Și îmi dau seama, Deborah avea ochii spre Dumnezeu. Știa bine cine e Dumnezeu, știa bine ce poate să facă cu Dumnezeu. Și ajunge. În situația în care să câștige războiul. Dar înainte să câștige, merge la soțul ei și zice: Ridică-te, du-te și taie capul la căpetenia. Și a făcut asta. Și-a onorat soțul, și soțul ei s-a dus, a tăiat capul și barac a câștigat războiul. Mă înțelegeți? Uneori, noi, femeile, suntem, poate că suntem mai disponibile pentru Dumnezeu, aș spune asta. Și la noi, în biserică, e așa. Poate um, suntem mai ușor spunem da lui Dumnezeu, suntem mai uh, dornice să aflăm voia lui, suntem mai dornice să simțim prezența lui. Uh, dar vreau să zic un lucru. Tu ai puterea și curajul să zici ridică-te cuiva. Da. Poate soțul tău nu e așa de devotat sau așa de. e foarte ocupat să uh, facă aprovizionarea familiei, să nu știu ce. Când e o situație spirituală, spunei ridică-te. Poate cunoști pe cineva în depresie. Ridică-te, ridică-te, că Dumnezeu are ceva bun pentru tine. Poate vezi pe cineva în tristețe, poate vezi pe cineva în lipsă, poate vezi pe cineva în lipsa curajului. Spune-i, ridică-te. Cine de aici vrea să fie ridicătoare? Eu vreau, vreau toată viața mea să ridic pe cineva. Atâta timp când sunt în picioare și respir. Vreau să ridic pe cineva pentru că Dumnezeu a pus în noi asta puterea de a ne ridica copiii, puterea de a ne ridica prietenele, puterea de a ne ridica soții, puterea de a ne ridica. Apropo de asta, eu și Marina avem, noi am avut conferința de cupluri acum două săptămâni, nici nu mai știu dacă da, două săptămâni, nu mai știu. Um, și am zis, știți care este secretul nostru? Avem două principii. Nu ne certăm că ne e foame. Măi, că dacă mi-e foame, vă transform iară. Și mi se pe gură ce nu vreau și mai bine tac. Deci, un principiu, nu ne certăm când ne foame, și al doilea principiu este să nu fim slabi în același timp. Pentru că dacă suntem slabi în același timp, dar n-am fost niciodată slabi în același timp. Când e el jos, eu sunt sus, îl ridic. Când sunt eu jos, el e sus și mă ridică. Fii o ridicătoare. Spune cu mine, sunt o ridicătoare. Amin, asta înseamnă că trebuie să ai ochii pe Dumnezeu, că altfel nu se poate. Um, al treilea, primul lucru pe care îl avem ca fiice este o moștenire. Al doilea e curajul în luptă. Și a treia este o coroană. Coroana asta nu e dată de cineva care nu are autoritatea să o dea. Dacă eu ți-aș da ți o coroană, ai zice, ce drăguță e, oare când s-o port? Nu vine cu ea o domnie, nu? Depinde cine îți dă coroana. Dacă ți-o dă regele, <laughs> dacă nu ți-o dă regele, nu o domnești peste nimic. Coroana noastră e autoritatea pe care o primim de la Dumnezeu. Și fiecare persoană născută din o căi bărbat, că e femeie, primește o coroană de autoritate. Și ca să înțelegem adevărul ăsta, trebuie să înțelegem de unde a pornit. Și dacă mergem în geneza, de fapt din geneza până în Apocalipsa, vezi asta, dorința lui Dumnezeu de a ne restaura Domnia. După ce a păcătuit Adam și Eva, până în Apocalipsa, un singur lucru vedem traseul redobândirii coroanei. Vedeți când uh, Satan era lângă Dumnezeu, ca lider de închinare, strălucitor și frumos, ce și-a zis el, vreau să fiu ca Dumnezeu, vreau să am autoritatea asta. În momentul în care și-a dorit asta, a căzut, a căzut, a, 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 între Geneza 1 și Geneza 2 și îngerii care sunt acum cu Dumnezeu și-a pierdut liberul arbitru, dar atunci îl aveau. A căzut și când omul a fost creat și a văzut că Dumnezeu îi dă omului o coroană și o domnie, îi spune Evei și îi spune lui Adam, domniți peste. Ce a zis Satan? Vreau domnia lor? Vreau autoritatea lor? Vreau coroana lor? N-am putut să o iau de la Dumnezeu, dar poate de la om pot să o iau și a luat-o. A luat-o. A luat ceea ce ne aparținea nouă, dar în momentul în care tu vii la Isus Hristos, și schimb stăpânul, și vreau să clarific un lucru, niciodată omul nu e propriul lui stăpân. Niciodată. Sunt doar, doar două variante. Ori satan e stăpânul tău, ori Dumnezeu. Poate uneori vrem și credem că în timp ce satan este stăpânul nostru, noi suntem proprii stăpâni niciodată și va avea el grijă să-ți aducă aminte la momentul lui. Dar în momentul în care tu îi zis al da, lui Hristos, tu ai redobândit domnia de prințesă. Ți-ai așezat coroana și ai început să ai autoritate. Vedeți, în, în plângeri, capitolul 5 spune, a căzut coroana de pe capul nostru, vai de noi căci am păcătuit. În momentul în care noi ne împăcăm cu Dumnezeu, Primim autoritate. Satan are putere. Dar vreau să zic ceva și sper să te urmărească toată viața. Satan are putere, dar tu ai autoritate peste el. Tu poți să-i poruncești. Dacă îți înțelegi rolul, tu poți să-i zici unui duh de. care în viața ta, în casa ta, poți să zici pleacă în numele lui Isus. Puterea ta nu se măsoară cu a Lui, dar autoritatea ta e peste a Lui. În Biblie spune că Isus ne-a dat autoritate să călcăm peste șerpi, să facem lucruri miraculoase și o avem, și o avem zi de zi. Nu vreau să uităm asta. Tu și cu mine avem autoritatea și responsabilitatea să ne purtăm ca și prințese în împărăția Lui. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Cred că trăim într o lume orfană. Și modelul meu pentru coroană este Estera. Ea a trăit în 470 înainte de Hristos și e uimitor cum o orfană care a fost crescută de vărul ei, care cred că a fost crescută bine și cu dragoste, dar cred că totuși s-a simțit orfană, știind că nu are părinți a reușit să salveze într-o singură zi 20.000 de oameni de la măcel doar pentru că s-a rugat și a postit știți ce putere e în rugăciune post și închinare pentru mine închinarea e o rugăciune cântată eu așa o văd îmi place maxim să mă închin și vreau să vă zic am câștigat lupte incredibile și imposibile în închinare doar eu cu regele când mi-a fost cel mai greu și țin să zic o, un lucru acum. Eu nu am avut COVID când au avut toți oamenii COVID pentru că i-am zis lui Dumnezeu că n-am timp. Și am zis, Doamne, te rog, nu. Eu au avut de două ori până am avut eu o dată și am să în grijă de ei, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, nu pot, n-am timp. Și când mi s-au așezat un pic lucrurile, am făcut, am avut, cum să zic, nesăbuința să-i zic, acum ați gata, pot să am. Și în secunda zero, nu glumesc, m-am simțit rău și am avut. E, trebuie să fim așa de atente, cei cerem lui Dumnezeu, că o să ar putea să primim. Dar am intrat atunci în ceva malefic. Am intrat în cea mai profundă și adâncă depresie pe care am experimentat-o. Nici chiar atunci când n-am dormit șase luni după tragedia cu soțul meu, primul meu soț. Uh, nici atunci n-am trăit, nu mi-aduc aminte ceva atât de diabolic, încât efectiv mi-a ieșit pe gura asta. Mai, Doamne, mai bine mă iei acasă, că nu mai pot să trăiesc în cozi așa. Atât de disperat eram. Și atunci ce am făcut? M-am dus la televizor, mi-am pus o melodie de închinare și am vorbit cu Satan. Și am zis, Satan, n-ai niciun drept asupra mea. Oricât vrei să mă distrugi, n-ai niciun drept. Ieși în numele Lui Isus. Pleacă, depresie, pleacă. Nu știam ce e duhia ăla. Panică, depresie, cred că erau toate împreună. Și însă, numele lui Isus vă resping ieșiți din viața mea, din casa mea. A doua zi nu mai aveam nimic. Trei zile am fost în iad. Noi avem autoritate care trebuie folosită. Dacă ai ceva și nu folosești, e cel mai tragic lucru. Dacă te simți săracă și neputincioasă când ai toată autoritatea și puterea pe care Dumnezeu le putea oferi, e cel mai tragic lucru. Dumnezeu nu vrea asta pentru noi, vrea să ne împuternicească, vrea să ne ofere, vrea să trăiești în victorie. Nu înseamnă că nu vei avea necazuri, nu? Biblia spune că o să avem. Victorie nu înseamnă să n-ai necazuri, înseamnă să lupți pe necazuri. Nu? Haideți să ridicăm o mână spre cer și. Dacă ai nevoie și simți nevoia, caut aici un verset despre despre faptul că ne naștem orfani. Și spune în Ioan 14, nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Și apoi mai departe, spune mă voi măsui mă la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru omul se naște orfan. Știu că Marin și cu mine am primit mulți ani în urmă profeția asta că vom elibera Duhul de adopție. Vom lega Duhul orfanului și vedem asta în fiecare zi. Și eu vreau să leg orice spirit de orfan din acest loc. Îl leg în numele lui Isus și îi poruncesc să plece. Nu are niciun drept. Orice Duh care încearcă să te facă să lupți ca să meriți sau să demonstrezi în lumea în care ești, e un duh al orfanului. Îl legă numele lui Isus și poruncesc să iasă. Doamne, vorbesc o pace ca o mare, o încredere, o bucurie inexplicabilă în fiecare femeie prezentă aici. În numele lui Isus. Duhul Sfânt te chem chiar acum. Doamne, orice orice mușcătură, orice satan a furat sau a mușcat, Doamne, în numele Lui Isus, completez cu dragostea Ta și acopăr cu dragostea Ta. Pun înapoi cu dragostea Ta de Tată, Doamne. Doamne, noi nu suntem orfane, noi nu suntem fără împărat, noi nu suntem fără scop, noi nu suntem fără moștenire, Doamne. Viitorul nostru e sigur în mâna Ta, Doamne. Doamne, vorbesc puterea și dragostea și înțelepciunea și bucuria și pacea și credința și răbdarea și autocontrolul și bunăvoința și generozitatea peste fiecare femeie prezentă aici în numele Lui Isus Hristos și Doamne, acum pune un duc de închinare și vreau să te rog și simt asta, închină-te cum nu te-ai mai închinat și dacă sunt lucruri în viața ta care au nevoie de autoritatea ta, folosește-o acum